ziua, sunt Diana Mitar, redactor la Știri pentru Copii, iar astăzi ne întâlnim să vorbim despre o nouă meserie. Mai exact, vom vorbi despre ce face un muzeograf, și anume un muzeograf care se ocupă de colecția de armament și istorie militară. Alături de mine l-am pe Zoran Marcov, care lucrează la Muzeul Național al Banatului și el ne va spune mai multe despre această meserie. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Mulțumim și noi că ați acceptat. Spuneți-ne, în primul rând, ce face pe înțelesul copiilor un muzeograf? Muzeograful se ocupă de valorificarea patrimoniului cultural mobil, adică de colecțiile muzeului. De când m-am angajat la această instituție, mă ocup de expoziții, încercăm să expunem cât mai multe piese din colecția noastră, evident din colecția de armament, dar nu numai. Mă ocup de prezentări de arme, prezentări interactive, mai ales pentru copii, dar și public foarte mult, public articole, cataloge, chiar cărți în colaborare cu alți colegi. Am înțeles. De câte feluri sunt muzeografii? De exemplu, la noi, la secția de istorie, avem muzeografi specializați pe diverse perioade istorice, dar și pe anumite colecții. Eu, de exemplu, nu mă ocup de o anumită perioadă, ci de tot ce înseamnă istoria armamentului și istorie militară, adică începând de undeva din secolul X, până, practic, în zilele noastre, până la sfârșitul celor de război mondial. Am o paletă destul de largă de obiecte și de o perioadă îndelungată și mă ocup de armele albe, dar și de armele de foc. Ceilalți colegi se ocupă, de exemplu, de anumite perioade istorice, mediu, perioadă modernă, perioadă contemporană, dar avem, cum am spus, cum sunt și eu, care mă ocup de anumită colecție. Avem, de exemplu, numismați, care se ocupă strict de colecția numismatică, chiar dacă ea cuprinde o perioadă mai lungă de timp, din antichitate până în zilele noastre. Ok, asta înseamnă numismați se ocupă cu monedele, da? Ca să cu monede, cu medalii, da. Ok. Dumneavoastră sunteți specializat pe arme. Explicați-ne puțin ce înseamnă asta. Ce faceți propriu-zis? Interesant să vă spun cum am ajuns eu să mă ocup de această colecție. În momentul angajării mele la acest muzeu, în 2007, erau mai multe colecții disponibile, în sensul că nu erau specialiști care să se ocupe de ele. Managerul din acel moment al muzeului, domnul Dan Ciobotaru, mi-a propus, printre alte, să mă ocup și de această colecție, deoarece nu este valorificată și ar fi de un impact pentru public și ar fi interesant, mai ales pentru copii, să vină să viziteze, să vadă cum erau folosite aceste piese. Inițial am acceptat, evident, și m-am consultat cu mai mulți specialiști din țară, deoarece nu prea aveam foarte multe legături cu domeniul respectiv. Trebuie să recunosc, eu fac parte din generația care nu a prins serviciu militar obligatoriu, deci nu știam mare lucru despre armament. Primii mei pași i-am făcut prin 2008-2009, cu ajutorul unui specialiști din București, iar în 2010 deja am început să organizez expoziții. Este important de spus că noi, muzeografii, ne ocupăm pe lângă de expoziții și publicații, eu știu, articole, cărți, cataloge, și de aceste prezentări interactive, care trebuie să vă recunosc faptul că în ultimii ani au adus foarte mult public la muzeu, mai ales cei mici sunt foarte interesați de aceste prezentări. De noaptea muzeilor, aproape în fiecare an, am avut prezentări de arme, ori în mansarda bastionului sus, ori chiar în curte, în seara zilei de noaptea muzeilor. La un moment dat aveam prezentări interactive în care copiii puteau să vină să pună mâna efectiv pe o armă, să vadă cum se apasă pe trăgaș, cum funcționează un mecanism din acesta. Și de atunci, an de an, când vin părinții cu copii, ne întreabă dacă când prezentați armele. Mai nou încercăm cumva să prezentăm, adică în aceste prezentări să folosim replici de arme, să nu fie piesele autentice din muzeu, ci niște replici cumpărate din străinătate, scară 1:1, adică identice, doar că sunt, de fapt, niște jucării. Spuneți-ne cum ajung armele la muzeu. Foarte complicat. Trebuie să recunosc că din anii 80, muzeul n-a mai achiziționat arme de foc, în special din cauza legislației referitoare la aceste arme de foc. E foarte complicat, în sensul că putem cumpăra, achiziționa arme de foc doar de la oameni autorizați, adică colecționari cu act în regulă, ori aceștia percep niște taxe, costuri foarte mari și muzeul, din păcate, nu și le poate permite. Donatori de arme, din păcate, în ultima perioadă nu prea sunt. Au mai fost câteva încercări, împreună cu poliția județeană, cu cei colegi de la patrimoniu,
S-au făcut câteva confiscări, dar din păcate aceste piese nu au ajuns la muzeu, ci ori la poliție, ori la alte instituții muzeale din țară. Deci, din punctul ăsta de vedere, situația nu e foarte ok, însă arme albe, adică cuții, tesăbii și acest gen de arme, într-adevăr mai achiziționăm. Putem cumpăra și din bugetul propriu sau din donații. Însă la armele de foc este mai complicat. Povestiți-ne puțin despre armele de la Muzeul Național al Banatului. Câte sunt? Dacă știți, care ar fi cele mai importante? La muzeul nostru vă pot spune că avem o colecție destul de bogată. Sunt câteva sute de piese. Eu apreciez că este una dintre cele mai interesante colecții din țara noastră, în condițiile în care avem destul de multe arme albe foarte valoroase, adică sunt piese din Evul Mediu care sunt clasate în categoria tezaur național, adică sunt câteva spade medievale de la 1400-1500 care sunt foarte valoroase și avem și câteva arme de foc valoroase, de exemplu avem o archebuză. Archebuza este precursorul puștii moderne. Este o armă de foc folosită undeva în secolele 16-17 și una din aceste piese se află la muzeul nostru. Colecția este bogată, foarte multe deja sunt clasate, adică apar în registru electronic și în registru Ministerul Culturii de la București, ca fiind clasate în tezaur sau fond. Piesele au provenit, majoritatea pieselor provin din perioada antebelică, adică înainte de primul război mondial, muzeul nostru fiind constituit în 1872. Și foarte multe piese au intrat în acea perioadă. Și o particularitate interesantă a colecției noastre este faptul că avem foarte multe piese de origine așa numită turcească, otomană, însă ele nu provin din perioada Timișoarei turcești, adică 1550. Sunt mult mai târzii. De exemplu, în 1878-79, regimentul din Timișoara participă în Bosnia la pacificarea acestei regiuni. Și ei aduc ca și suvenir arme cu cremene din provincia respectivă, arme tipice pentru Imperiul Otoman. Astăzi, în colecția noastră, avem peste 30 de iatagane turcești, care provin, de fapt, din Bosnia, 1879, ori foarte multe instituții din țară nu au asemenea piese și asemenea valori. Super, super! Nu știam că e așa de bogată colecția. Colecția noastră, da, în țară nu sunt foarte multe piese, este adevărat. Eu mi-am și realizat doctoratul pe armele balcanice, secolele 18-19, și am colindat practic toată țara, toate muzeele importante. Evident că sunt muzee cu colecții mai bogate, de exemplu Muzeul Militar din București sau Muzeul Național de Istorie din București. Însă vă pot spune cu siguranță că colecția de la Timișoara se numără printre cele mai importante și valoroase. Super. Meseria de muzeograf presupune și schimburi de experiență în alte muzee din țară. Ne puteți spune puțin despre asta? Nu știu, pe unde ați fost sau ce ați văzut așa să vă marcheze, vă placă foarte mult? Vă pot spune că în primii mei ani de studiu în acest domeniu al armelor am făcut câteva călătorii în spațiul ex-iugoslav, în special la Belgrad, la Muzeul Militar de acolo. Am făcut câteva relații cu muzeul de acolo, în special pentru această colecție de arme turcești, arme balcanice, deoarece iau specialiști, au publicat foarte multe piese de acest gen. Am relații și la muzeul din Zagreb, tot așa, Muzeul Militar. În afara spațiului ex-Iugoslav, colaborăm cu muzeele din Germania, de exemplu, pregătim pentru anul viitor o mare expoziție aici la Bastionul din Timișoara cu armele, să zicem, confiscate de trupele lui Savoia în 1716, când au cucerit Timișoara. Aceste piese se află la Muzeul di Castroie. Există o expoziție specială dedicată acestui eveniment. Și noi am reușit să colaborăm cu acest muzeu și sperăm că la anul să aducem la Timișoara o parte măcar din această bogată colecție. Evident că sunt foarte multe colaborări cu muzeele și specialiști din țară, în special cu Muzeul Militar din București. Ok. Ne puteți spune care e muzeul dumneavoastră preferat și de ce? Poate evident din lume. Așa, și mai vreau să-mi spuneți dacă vi s-ar oferi ocazia să fiți muzeograf acolo. Ați accepta?
De la bun început trebuie să spun că muzeul preferat este Muzeul Național Banat, evident, că aici lucrez și cunosc foarte bine colecția. Îmi plac foarte mult muzeele din Germania, sunt foarte bine organizate, au colecții foarte importante, foarte bogate. Dar nu aș putea să spun că mi-ar plăcea să lucrez în străinătate sau în altă instituție. Pur și simplu m-am obișnuit aici, de 15 ani sunt în această instituție și deja știu colecția pe de rost. Adică nu m-aș apuca de altă colecție, de alt muzeu, din moment ce deja de atâția ani lucrez aici. Ok. Să vorbim puțin și despre scrierea articolelor de specialitate. Să ne explicați puțin ce presupune asta și care ar fi numărul mediu de articole pe care le-ați scris, dacă le știți numărul, și să ne spuneți și câte ați publicat, poate anul trecut, vă e mai la îndemână, mai ușor. În medie, aproximativ 3-4 articole științifice pe an, deoarece cercetarea în acest domeniu este destul de complexă. Vă dau un exemplu. Cu 2 ani am publicat colecția de arme exotice, arme africane din colecția noastră. Wow. Ori, problema mare este bibliografia de specialitate. În țară nu prea există. Și atunci, efectiv, sunt nevoit să caut... Astăzi cu internetul este ceva mai simplu, dar lucrările mari de specialitate nu prea le găsești pe internet. Și atunci am fost nevoit, de exemplu, să achiziționez de pe diverse site-uri din străinătate publicații pentru a putea să public această lucrare. Evident că sunt lucrări care pot să coste câteva sute de euro. Asta e vorba aceea, riscul meseriei, dar fără aceste publicații, pur și simplu, articolele noastre nu pot fi date publicități. Vă pot spune că am publicat până acum, cred că vreo 30 de articole. Wow. Și două cataloge de specialitate, un catalog în 2012 cu o expoziție internațională de la Vârșesc din Serbia, realizată în colaborare cu Muzeul Banatului, cu muzeul de acolo, pe un proiect european, și este vorba de cel puțin 100 de piese din colecția noastră, piese care au fost exportate în Serbia la momentul respectiv. Și am publicat catalogul de pistoale și revolvere a muzeului nostru. Am în pregătire catalogul de puști și sper că în următorii ani această lucrare a mea să fie finalizată. Am înțeles, deci durează să scriu un articol, nu e așa de acest tip de articol nu e așa ușor. Nu, gândiți-vă, de exemplu, că există în lume un singur lexicon care conține toți armurierii care au lucrat în domeniul armelor, practic, de când se știe, de la, 1400 până în zilele noastre, de fapt, până în anii 70, când e publicat. Acest catalog a fost publicat în Germania în anii 70. Ei, gândiți-vă că nici măcar Muzeul Militar din Belgrad și nici cel de la București nu au în bibliotecile lor acest catalog. Deci am fost nevoit, practic, să cumpăr eu din banii proprii, de fapt, pentru biblioteca proprie, acest catalog ca să pot să evaluez, să pot să identific armele. Deci cercetarea în acest domeniu este destul de dificilă, din păcate, dar asta este, mergem înainte. Da, da, da. Ok, să rămânem în aceeași zonă. Publicați articole și în Analele Banatului. Vreau exact să-mi explicați un pic pe înțelesul copiilor ce e un anal, ce presupune asta. Și am înțeles că există și o variantă online sau va exista? Pe site-ul muzeului toate articolele publicate în această revistă pot fi accesate, adică PDF-urile, articolele pot fi accesate online. Trebuie să vă spun, să vă explic că, de fapt, fiecare instituție muzeală, cum suntem și noi, Muzeul Național Banatului, avem câte o publicație de specialitate. De fapt, este o revistă care cuprinde articole publicate de oameni de specialitate din toată țara, dar nu numai din țară. Este cu atât mai valoros anuarul revista dacă avem și autori din străinătate. Revista noastră cuprinde perioada antică, medievală, modernă și contemporană, dar avem și o parte de istoricul culturii. Aici public și, evident, articolele mele de istorie militară. Revista deja a ajuns la 28 de numere, dacă nu mă înșel, practic de la Revoluție până astăzi. Încercăm anual să o publicăm. Gândiți-vă că este o revistă strict de specialitate,
Din păcate nu este adresată copiilor, doar specialiștii o cumpără, nici măcar vizitatorii care vin în muzeu să vadă expoziție nu sunt interesați, deoarece sunt articole strict de specialitate și sunt pe înțelesul specialiștilor în special. Avem un tiraj de aproximativ 150 de exemplare pe an și majoritatea acestor exemplare se dau la schimb cu alte instituții muzeale din țară. Însă, cum a spus și dumneavoastră, există și varianta online pe site-ul muzeului și poate fi descărcat orice articol. Ok, am înțeles. Deci pentru curioși care vor să încerce să înțeleagă ce scrie, vizita, da. Cum credeți că am putea să atragem copiii la muzeu? Nu știu, știm că nu prea merg copiii la muzeu. Poate preferă să meargă la un film decât să meargă la un muzeu. Cum credeți că am putea să-i atragem? Să știți că la expozițiile de arme au venit copii, destul de mulți. Ce am observat în ultimii ani, că la aceste prezentări interactive, unde copiii pot să pună mâna efectiv, să vadă cum funcționa o armă, să vadă cum apeși pe trăgaș, cât de greu trage o armă, cât de greu e să ții, de exemplu, un pistol din acela are câteva kilograme, pușca are 2-3 kilograme. Sunt arme destul de grele. Acest lucru atrage publicul și mai ales pe cei mici. Ideea e să organizăm cât mai multe evenimente de acest tip de prezentare, unde copiii pot să vadă în fața lor live arma, să poată și atingă, mă rog, în cazul acesta v-am zis, mai degrabă folosim replici, dar eu văd o simplă și singură modalitate de a atrage cât mai mult public, mai ales pe copii. Evident că am observat că în ultimii ani multă lume și mulți copii vin și la expozițiile de științe naturii, la păsări, animale împăiate și așa mai departe, dar vă spun și la partea noastră de armament și de istorie militară, copiii sunt pasionați. Da, asta e și așa o parte, nu știu, mai interesantă pentru ei. Da, v-am zis, în 2010, la prima expoziție de arme albe, au fost foarte mulți copii interesați să vadă armurile. Armuri, tot felul de săbii, spade medievale, să pună mâna să vadă. Deci e interes pentru ei și la armele de foc mai mult, fiindcă na, e pistol, mitraliere, avem și mitraliere din al doilea război mondial, evident că îi atrag pe curioși. Da, da, da. Asta e cumva interesant și pentru adulți, pentru că nu vedem așa tot timpul și armurile sunt interesante și armamentul, deci e interesant pentru adulți cu atât mai mult și pentru copii. Da, trebuie să recunosc și n-am menționat până acum faptul că o mare parte din colecția noastră și colecția care este expusă de obicei la Bastionul Terezia provine de la Cercul Militar din Timișoara. Cercul Militar, la un moment dat, avea un muzeu, armata avea un muzeu propriu. Din păcate, acest muzeu a fost desfințat și acum piesele au fost, mare lor parte, transferate la Cercul Militar, din garnizoană în Cercul Militar, la comandament. Acum chiar clădirea a intrat și în renovare, așa că o bună parte din aceste piese, care sunt special de primul și al doilea război mondial, au fost transferate nouă. Și lumea poate să viziteze, aici avem puști, mitraliere, chiar și aruncătoare de granade, deci sunt arme moderne care lumea le poate vedea. Super! Ok, acum spuneți-ne cum devii muzeograf, ce trebuie să faci? Păi, cel puțin la noi, la secția de istorie, este obligatoriu să fii absolvent de istorie, în primul rând. Însă trebuie să vă spun că, din păcate, facultatea de istorie nu te pregătește să devii neapărat un muzeograf. Adică una înveți pe băncile facultății și altceva se întâmplă aici. Foarte mulți ani de experiență e nevoie ca să devii un muzeograf și un specialist bun. Gândiți-vă că eu am obținut atestatul de expert în arme după 15 ani de muzeu. Adică pentru un atestat de expert e nevoie de publicații, e nevoie de cărți, de expoziții realizate și toate acestea au un punctaj. Ori pentru realizarea acestui punctaj e nevoie de mulți ani de muncă. Eu am început practic să cunosc armele când am venit în muzeu, fiecare piesă separat, ce este aceasta, cum se descrie. A venit domnul Chionic de la București, cel mai mare expert militar din România, din păcate a decedat anul trecut. Domnul Chionic m-a învățat și primii mei pași m-a îndrumat în acest domeniu. A luat fiecare armă separat și m-a învățat cum se descrie, în ce perioadă o integrez și așa mai departe. Toate acestea durează. Gândiți-vă că din cele peste 300-400 de piese câte avem noi, în primii ani am reușit doar câteva să public, neavând nici bibliografie, deci a fost destul de complicat.
Și așa că un muzograf se creează se formează într-o perioadă destul de lungă. Acum depinde și de specializare. Eu m-am ales o specializare destul de puțin interesantă în România, mai ales pentru muzeograf. Sunt foarte puțini specialiști în acest domeniu. Deci gândiți-vă că ca și experți acreditați în domeniu sunt doar câțiva, maximum 10 în toată țara, ceea ce e foarte puțin. Pe zona de vest, sincer, nu cred că mai am un coleg care se ocupă de acest domeniu. Colegii care se ocupă pe anumite perioade istorice e ok, adică avem moderniști, avem medieviști și în alte părți. Dar strict pe colecții sunt destul de puțini, din păcate, și perioada de formare a unui muzograf durează destul de mult. Și trebuie și ajutat și de instituție, pregătit, format. Gândiți-vă că sunt anumite cursuri de perfecționare, de pregătire la Ministerul Culturii, care toate astea durează. Da. Asta voiam să spun. În funcție de direcția pe care o vrea un muzeograf, se fac cursuri suplimentare pe o anumită direcție, pe o anumită secție? Din păcate, nu sunt cursuri de specializări în anumite domenii, cum sunt eu în armament sau numismatică, sau pe anumite specializări pe colecții. Cursurile de muzeograf te învață efectiv cum să organizezi expoziții, adică muzeografia aceea generală, care oricare dintre noi trebuie să o cunoască. Însă specializarea într-un domeniu ține pur și simplu de fiecare în parte. Adică okay. E deja altceva. Da. Bine, am înțeles. Spuneți-ne cât timp petreceți să organizați o expoziție și cum faceți? Ce faceți mai exact? Păi, în primii mei ani a durat ceva mai mult, recunosc. Nu cunoșteam încă foarte bine piesele. Este foarte important să pornești cu o idee, adică ce vrei să expui, perioada care o ai în cap. În special, am mers pe expoziții tematice de genul ori expoziție de arme albe, adică săbi, cuțite, iatagane și așa mai departe, ori arme de foc, pistoale, puști, mitraliere. N-am prea combinat cele două. Până acum n-am avut nici spațiu suficient, că sunt destul de multe piese, dar e deja mai și simplu să organizez așa ceva. Evident, se face un tabel, o listă cu toate piesele pe care le avem în vedere. Se analizează dacă acele piese, din punct de vedere a conservării, pot fi expuse, dacă nu sunt deteriorate sau ceva de genul. Dacă sunt deteriorate, le dăm la laboratorul de restaurare, care încearcă să ni le pregătească pentru expoziție. Trebuie pregătit spațiu, trebuie analizat o planificare a vitrinelor în acel spațiu, după care vine efectiv montată expoziția și puse obiectele prin vitrină. Vă pot spune că durează câteva luni, dar în ultimii ani, deoarece deja cunosc foarte bine colecția și gândiți-vă că colecția armele de foc au fost deja prezentate de 2 sau de 3 ori în Timișoara, sincer, mai mult de 2-3 săptămâni nu mi-a. Dar, în principiu, o expoziție din aceasta durează. Da. Anul trecut am înțeles că ați reprezentat muzeul la Târgu de la Hunedoara. Ne puteți da câteva detalii? Ce stand v-a plăcut cel mai mult? Și dacă mai mergeți și anul acesta, dacă se ține? Sincer, nu știu dacă se ține și anul acesta. Probabil, nu știu. La Târgu de la Hunedoara noi am prezentat, de fapt, mai degrabă castelul din Timișoara și bastionul, nu neapărat colecțiile, adică efectiv instituția ca atare cu clădirile emblematice care pot fi vizitate în oraș. Vă pot spune că fiecare stand era interesant din anumit punct de vedere. Cel mai mult mi-a plăcut colegii de la Carei, de exemplu. Ei, colegii de acolo, erau îmbrăcați în haine de epocă, ceea ce mi-a plăcut foarte mult. Erau colegi îmbrăcați în diverse echipamente din acestea militare, eu știu, de la 1700 și ceva. Standurile sunt destul de simple, vă pot spune, adică au câte un banner general și de obicei vin cu prezentări pentru turiști, adică sunt flyere, tot felul de invitații, pliante și din acestea. Dar aceste târguri sunt foarte importante pentru că atrag turiștii. Adică acolo vin foarte mulți turiști care poate nu știu de anumite locații, de anumite puncte din țară și acolo noi erau cel puțin vreo 20 sau chiar 30 de standuri diferite printre aceste standuri și atunci evident că putem atrage public la Timișoara. Știu că ați participat și la mai multe evenimente de reenactment, dacă zic bine. Ce presupun aceste evenimente și ce planuri aveți pentru anul următor?
Evenimentele de reenactment se organizăm deja de ceva ani, cred că sunt mai bine de 10 ani de când organizăm aici la Timișoara. Sunt interesante tot așa pentru tineri, pentru copii. Cel mai important din evenimentele acestea este Festivalul Medieval al Castelului Funiad. Acest festival se organizează în fiecare vară, cel puțin ultimii 3 ani am organizat în fiecare vară, undeva prin iunie-iulie, în parcul din jurul castelului. De obicei colaborăm cu diverse trupe de reconstituire istorică din toată țara. Adică sunt trupe absolut din toată țara, din București, din, eu știu, Oradea, Sighișoara, care vin în Timișoara aici și reconstituie, de fapt, luptele din perioada aceea, hrana, mâncarea din perioada aceea, demonstrează, da, avem și cavaleri care au cai în parcul din jurul castelului. Deci anul trecut a fost chiar o paradă la începutul festivalului, unde au participat toți, erau toți participanții, au mărșulit prin Timișoara și deschiderea a fost, de fapt, în Piața Unirii, unde s-au aliniat cu toții și pentru public este o manifestare foarte interesantă. Da. Aceste turniruri, de fapt, durează câteva zile și au un program bine stabilit care se anunță din timp. Și publicul poate să vină să participe la ce manifestare dorește. Printre față de aceste manifestări de perioadă medievală, să zicem, eu am mai organizat câteva reconstituiri istorice pentru perioada primului război mondial sau al doilea război mondial. Tot așa avem trupe de reconstituire din Constanța, București, care participă, vin aici și reconstituie momente din aceste războaie mondiale. Evident că sunt interesante, vedeți lupte, se au sunete, sunt tot fel de petarde care aruncate, care imită sunetul de tun de pușcă. Iar pentru public, ce am observat, sunt foarte interesante. Cel puțin cei mici sunt entuziasmați când văd asemenea reconstituiri. În viitor sperăm, cel puțin anul acesta cu siguranță va fi Festivalul Medieval în vară, dar dorim să organizăm și o reconstituire de al doilea război mondial, tot așa cu trupe aduse din afară. Trebuie să vă spun că și la Timișoara colaborăm cu Asociația Eugen de Savoia, care organizează asemenea reconstituiri istorice, mărșulesc prin centru, fac schimbul de gardă. Ce expoziție din lume v-ar plăcea să aduceți la Muzeul Național al Banatului? Cum am spus și la început, ne gândim să aducem de la Karlsruhe acea expoziție cu Prinț și Sultan. Sunt piese, practic, luate ca și suveniruri, ca și pradă de război de trupele lui Eugeniu de Savoia din zona aceasta, când austriecii, Habsburgi, au cucerit spațiul nostru. Și de aceea consider că este foarte important să arătăm publicului din Timișoara și publicului bănățean piesele care făceau cândva parte din patrimoniul acestui oraș și acestui spațiu. Gândiți-vă că au piese extrem de valoroase și foarte, foarte interesante. Piese care noi, din păcate, nici nu visăm. Corturi originale, eu știu, șa originală folosită în perioada respectivă, uniformă otomană din perioada respectivă. Sunt foarte valoroase. Gândiți-vă că doar o caschetă militară din perioada respectivă poate valora și 2000 de euro în Germania. Și sumele de asigurare sunt foarte mari. Și atunci, sincer, sper ca în vara viitoare să aducem această expoziție aici la Timișoara. Super, super. Spuneți-ne ce vă place cel mai mult la meseria asta și ce vă place cel mai puțin? Greu de spus cel mai puțin. În principiu, la armă îmi place tot. Acum, cel mai mult îmi place să descoper piese noi, piese care, eu știu, se mai întâmplă să vină diversi colecționari aici pe la muzeu cu piese cumpărate din afara țării, să descoperim piese noi care nu fac parte din colecțiile noastre. Cel mai mult îmi place să expun piesele care n-au fost valorificate până acum și lumea nu le cunoaște. De exemplu, cum au fost armele africane, armele exotice. Avem săbii din China, Japonia, Indonezia. Piese necunoscute de publicul larg și atunci este foarte interesant ca lumea să vadă că și la Timișoara există asemenea exponate. Ok. Și ce vă place cel mai puțin? Nu aveți nimic, poate, nu știu, birocrația, hârtiile, toate să ce trebuie? Să știți că toate aceste lucruri au un scop și fără birocrație n-am putea să facem expoziții.
E adevărat, birocrația este, eu știu, ia foarte mult timp. Lucrăm foarte mult la realizarea de documente pentru organizarea acestor expoziții. Însă, fără această birocrație, din păcate, nu putem organiza evenimente. Da, ok. Deci, fără lucrul acesta, poate mai puțin plăcut, n-ar exista lucrurile plăcute. N-ar exista lucrurile plăcute, da. Asta e. Ok. Bun. Cam astea ar fi întrebările. Acum, la final, v-aș ruga să le oferiți poate copiilor care poate își doresc să devină muzeografi câteva sfaturi. În primul rând, ce mi se pare mie cel mai important la munca de muzeograf, să fii pasionat și să-ți placă ceea ce faci. Dacă se angajează cineva doar ca să aibă un job, să aibă un loc de muncă, sincer, nu are rost. Dacă nu-ți place un domeniu, nu-ți place istoria, nu-ți place trecutul acestui spațiu, pur și simplu nu are rost să te implici într-un asemenea muzeu, de exemplu. Eu când am venit aici la muzeu, directorul de atunci m-a întrebat dacă îmi place această colecție. Evident că mi-a plăcut, fiind băiat, arme, puști, evident că m-a interesat și uitați și în ziua de astăzi mă ocup cu această colecție cu foarte mare pasiune. Toți colegii mei care se ocupă pe perioade istorice sunt pasionați de ceea ce fac. Deci cel mai important sfat pentru absolut oricine vrea să se ocupe de așa ceva, să-i placă, să fie pasionat, că altfel nu, pur și simplu nu are rost. Ok, și ceva ce nu v-am întrebat ar fi, ați putea să ne enumerați câteva calități de care are nevoie un muzeograf pe lângă pasiune? Cea mai importantă calitate, să fie perseverent, să fie studios. Dacă nu te autoperfecționezi tot timpul, nu văd cum să reușești în această meserie. Gândiți-vă că non-stop trebuie să citești ce apare nou în bibliografia internațională, în bibliografia din România. Sunt piese, sunt exponate despre care nu știm, se publică în diverse reviste din țară sau din străinătate. Deci, practic, cunoașterea este obligatorie în acest domeniu și autoperfecționarea, fără ea, nu se poate. Deci, pur și simplu, este obligatoriu să ne autoperfecționăm tot timpul. Ok, am înțeles. Bine, mulțumesc mult pentru timp și pentru toate răspunsurile. Eu vă mulțumesc foarte mult. Sperăm că le-am răspuns copiilor la întrebări, sperăm că i-am făcut curioși și le-am spus câte arme deține Muzeul Național al Banatului și poate cine știe și copiii din țară într-o excursie cu părinții vor veni la muzeu. Îi așteptăm cu mare drag. Noi ne vedem și data viitoare cu un alt interviu, cu o altă meserie. Până atunci nu uitați să ne urmăriți pe canalul de YouTube aici și pe site www.știripentrucopii.com, precum și pe paginile de socializare Facebook și Instagram. Mulțumesc încă o dată și la cât mai multe evenimente interesante pentru copii! Mulțumim!